adâncii. Rușine! De banii oamenilor tot ați făcut! Nerușinaților! Toții pe spatele oamenilor stau în cabinetele călduțe și nu vor să iasă la oameni. Ieșiți cei de la Andrie! Vă așteptăm! Rușinoșilor! Cei care stați la balcoane și ne priviți, vă rugăm să vă alăturați! Vă rugăm toți cei care locatarii acestor blocuri, care stați la balcoane, vă rugăm să vă alăturați! Nu stați la balcoane că muriți de foame! 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 Ieșiți, cătați-vă dreptul vostru! Toată lumea la protest! Iată și mașinile lor ne încurcă, cred că, da? Mașinile celor de la Andreea. Nici nu avem unde să stăm. Da. Eu cred că în această situație avem tot dreptul să blocăm drumul. Trebuie să ținem distanță socială. Vă rog să nu uităm pe distanță socială și... Vă rog să trecem și pe drum, dacă trebuie. Пожалуйста, проходите на дорогу, если требуется. Не забываем про социальную дистанцию. Из-за того, что эти бессовестные из норы оставили здесь свои машины, так что невозможно подойти к этому люксовому зданию. Никто не должен страдать. Не забываем про социальную дистанцию и не забываем, что... Дорога – это собственность народа, поэтому в такой ситуации вы имеете право ей пользоваться, так же, как и все в нашем государстве. Дорогие наши, buna ziua la toată lumea, noi vă salutăm la acest protest față de incompetența celor de la ANRE. Noi astăzi am venit împreună cu dumneavoastră să cerem demisia lor pentru că ei se îmbogățesc pe spatele dumneavoastră, pe spatele oamenilor din Republica Moldova și cetățenilor noștri. Astăzi iară s-au scumpit carburanții. Astăzi iarăși trebuia să fie ședința a acestui organ incompetent și absolut inutil. Ei se tem de oameni. Ei au amânat această ședință la care trebuia să fie discutată scumpirea energiei electrice. Mai mult ca atât, cei din PAS nu vor să facă nimic pentru poporul nostru. Nu văd proiectele noastre de lege inițiate de domnul Ilan Șor și fracțiunea noastră parlamentară legată de compensații și susținerea populației. Și în continuare promovează aceste scumpiri. Vreau să vă aduc aminte că anume Radu Marian, deputat din PAS, a fost cel care a promovat și a fost autorul proiectului de lege care permite aceste scumpiri a carburanților practic în fiecare săptămână. În curând deja o să fie în fiecare zi, ceea ce el și-a întrebat de oameni, dacă vor câte un pic în fiecare zi sau cât mai mult în fiecare săptămână. Vă dați seama ce deputat din majoritatea parlamentară discută cu oamenii? Ce aberații și ce prostii! Noi astăzi am venit cu colegii noștri și vrem ca acest organ care doar cheltuie bani pe salariile conducerii să plece. Ca conducerea Andreiului să plece și să-și dea demisia binevol. Altfel, eu cred că o să-i ajutăm. Demisia, Andrei! Demisia, Andrei! Demisia! 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 Demisia!
Jos mafia! 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 Toma, care s-a strâns astăzi aici? Eu vreau să vă spun, eu trăiesc pe pământ moldovenesc, pe care foarte tare iubesc, pe care pe oamenii care trăiesc în Moldova tot pe te stimez și iubesc. Dar ce se întâmplă? Din 77 de ani pe care eu trăiesc pe pământ, 40 de ani eu am lucrat. Eu mai departe să vă spun în limba rusă că mă tremur. Я хочу сказать, вы знаете, был такой поэт Владимир Маяковский. Он говорил, я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Я могу теперь сказать, я гражданка Молдавии. И тоже хочу говорить, читайте, завидуйте, я гражданка Молдавии. Но это не получается, потому что на это не хватает ни физических, ни нравственных сил. Разве можно людей, которые любят свою страну, которые отдали все свои силы, физические, умственные этой стране, теперь этих людей заставлять чуть ли не ходить с протянутой рукой. Разве можно жить так? Нельзя. Мы стоим вот здесь, трясемся, а они сидят в новом отстроенном здании и говорят, Советский Союз был плохой, страна была плохая. Другими словами не назовешь, гады! Как же вы смогли построить такие дома для себя, такие кабинеты? А мы должны трястись, не на что купить хлеб. На все повысили цены. На хлеб, на мясо, на рыбу вообще ничего нет. А вы посмотрите яблоки в магазине номер один. Какие дорогие. Смотришь и думаешь, ох, яблочко красное, наливное, хочется съесть. Но нет денег. Поэтому, народ, собирайтесь. Не думайте, что чем-то отличается молдаванин от русского. Или от узбека, или грузина. Все люди отличаются только одним. Разной группой крови. Группа 1 поможет всем. А группа 3, даже если ты ангел, все равно не сможешь помочь тому, у кого группа 1. Люди... Любите свою страну, любите свою землю, заботьтесь о ней, а не проседайте штаны в своих кабинетах, дармоеды. Вы же себе такие зарплаты сделали. Санду, как тебе не стыдно? Ты была в партии Воронина, ты работала вместе с ним, а теперь что? Плюнула на нас всех, теперь надо на Америку работать. Америка на себя работает так, как никто в мире. Даже если ковид, Америка закупила столько продуктов для своих граждан. Там никто не голодает, а у нас люди голодают. Вы кусаларите миллионе, вы говорите так. Демиссия! 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 Dragi prieteni, să știți că astăzi aici sunt în fața voastră nu doar ca reprezentant a orhiilor,
Și vreau să vă vin cu careva cifre, cele care le-am scos astăzi dimineață din primăria Orhei. Grădinița 1, grădinița 2, 5, 6, 12, sunt toate grădinițele. Am luat datele de anul trecut, 2.554.000, plata pentru gaz. Anul acesta, 6.800.000, minus rușine! 4.200.000. Rușine! 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 Astăzi reprezint acei părinți care și-au copii în aceste grădiniți. Copiii care astăzi stau în frig, fiindcă guvernarea, fiindcă Andreu își bate joc de oameni. Și Maia Sandu! Jos, 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 Maia Sandu! Sunt aici ca reprezentanta pensionarilor, fiindcă părinții mei sunt pensionari, care au pensie până la 2000 și cu toții cunoaștem. Au venit conturile de plată 4000. Deci noi înțelegem că un an de zile părinții noștri vor duce foame ca să achite doar aceste tarife monstruoase. Rușine! Rușine, Maia Sandu! Rușine, Maia Sandu! Rușine! 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 Astăzi aici reprezentăm și antreprenorii care sunt nevoiți să crească prețurile datorite energiei electrice, gazului, unde sunt procese inevitabile când produci ceva, ai și consum de gaze. Noi vedem acest dezmers, dezastru, incompetența Andreiului, incompetența guvernului, incompetența președinției. Această incompetență distruge țara și ne aduce în prag de sărăcie. Noi înțelegem astăzi că guvernul și-a pus ca scop și țel să extermine genocidul, să înceapă genocidul în țara noastră, să ne extermine pe toți, să ne alunge, toți tinerii azi pleacă. Nimeni niciodată în 30 de ani de zile nu a plecat din țara noastră ca și astăzi. Câte 200 de tineri pleacă pe zi. E un dezastru, e un colaps de țară. Rușine! 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 Incompetență! Rușine! Incompetență! Dezastru! Jos, Maia Sandu! 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 Jos!
Personajii noștri, iată-ne într-o avalanșă de flashmoburi la care asistăm în ultima perioadă și vreau să vă mulțumesc celor prezenți astăzi pentru faptul că dați dovadă de responsabilitate. În primul rând, într-a doilea rând, constatăm cu îngrijorare că genocidul la care sunt absolut sigur sunt părtași conștienți actuala guvernare, continuă. În loc să se formeze un guvern de tehnocrați, un guvern de Uniune Națională, un guvern anticriză, actuala guvernare insistă în prostia sa. Bunica mea spunea că cei mai periculoși oameni sunt proștii cu inițiativă. Iată, actuala guvernare e mai rău decât proștii cu inițiativă. Ăștia au și puterea. Sunt și proști, și cu inițiativă, și au toată puterea în stat. Cancerul dezvoltării Republicii Moldova se află inclusiv în această instituție. Soluții pozitive, concrete, de a ieși din acest impas, sunt. Trebuie doar ca actuala guvernare să trăiască din pensiile și salariile din care trăiți dumneavoastră și să vedeți cât de repede vor găsi soluții. Dragii noștri, asistăm astăzi la un genocid concentrat. Pe de o parte avem noua generație, cei care învață astăzi în grădiniți, în școli, în universități, pe de o parte, și pe de cealaltă parte avem persoanele de vârsta a treia. Concomitent, genocidul organizat afectează 80% din populația țării. Stop genocid! 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 Să vă spun în cuvinte, să vă spun în cuvinte simple ce se întâmplă astăzi în grădinițele, în școlile noastre. Tarifele au crescut de 3 ori. Banii pe care iau grădinițele și școlile, toți banii au plecat la facturile pentru încălzire. Când zic toți banii, zic toți banii pe anul ăsta deja s-au cheltuit. Toate școlile din satele Republicii Moldova, care au bugete mici și grădinițele la fel, deja în luna februarie nu mai au cu ce să plătească facturile la întreținere, în special facturile la căldură. Banii pe care i-au folosit în luna ianuarie și februarie au venit de la dezvoltarea școlilor și grădinițelor. Școlile și grădinițele noastre nu au niciun ban în afară pe februarie, în afară de căldură. Tot anul de studii 2022 este compromis din cauza facturilor la energie electrică și mai ales la căldură. Eu cu domnul primar de Orhei, Pavel Verejanu, am studiat cu atenție ce se întâmplă în acest domeniu. Astăzi vom depune la Ministerul Educației și la Ministerul Finanțelor un demers prin care cerem ca toate facturile care au și prețurile respectiv care au avut de suferit în urma majorării de 3 ori a prețurilor să fie compensate, să avem garanții până la sfârșitul lunii februarie. La 1 martie, dacă nu avem garanții înscris, votate, argumentate și solide în acest sens, orașul Orhei și raionul Orhei, școlile și grădinițele, instituțiile publice vor intra în grevă generală. Nu vom permite ca acest genocid să se extindă. Vom ieși cu toții la proteste, ne vom apăra drepturile, ne vom apăra drepturile noastre, a copiilor noștri și a celor care au construit Republica Moldova, generația a treia, care suferă cel mai mult în această perioadă. Jos incompetența,
Jos bandiții! Jos bandiți! Jos bandiții! 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 Frații noștri! Facem apel! Sandu vinovată во всём, когда она пришла со своим правительством некомпетентным. Посмотрите, что творится! Ни школы, ни сады не могут платить. Людям нечего кушать, а они сидят даже не выглянут в окошко. Ни они, ни Майя Санду, которая называет себя президентом. Они просто продолжают убивать наших людей, наш народ, оккупанты, узурпаторы. Долой эту власть! Демиссия, Андре! 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 Facem apel și pe această cale către toți reprezentanții administrațiilor publice locale de ambele niveluri să își ia responsabilitatea pe care i-a oferit-o cetățenii în serios, să se alăture demersului nostru, să venim concentrat în fața organelor specializate competente în acest sens, să ne arătăm ultima dată din deget. Și în luna martie vom fi îndreptățiți să procedem la măsuri care justifică responsabilitatea noastră în fața cetățenilor. Nu putem fi indiferenți de ceea ce se întâmplă. Trezirea, dragii noștri, și cu toții împreună să ne luăm țara înapoi, să ne luăm țara în mâinile noastre. Țara e a noastră! Țara e a noastră! Țara e a noastră! Țara e a noastră! Moldova 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 e a noastră! Jos Maia Sandu! 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 Dragii noștri, să ne aducem aminte câțiva ani în urmă, aici, în fața Andreiului, Maia Sandu, cocoțată în niște pantofi, cumpărat sigur că de peste hotarele țării, venea să protesteze aici, când erau prețurile de trei ori mai joase. O invităm aici, o așteptăm cu drag, să vedem ce va spune de data aceasta. Fățărnicia, lăcomia, orgoliu, incompetența, prostia sunt în capul mesei. Cum spunea iarăși bunica mea, fundul a ajuns cap. Iată ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Iar noi, concentrat, vom cere demisia! 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 Здравствуйте, дорогие! Я одна из вас, такая же пенсионерка, как и вы. Я получила за январь месяц 9500 лей. Скажите, пожалуйста, при пенсии 1300... Что 9500 лей? Все слышат? Скажите, два пенсионера. Вот мне дали, 40 лет я работаю, мне дали 1300 лей. Она обещала до 2000 поднять, ничего не подняла. Такое ощущение, что это пришли люди в правительство и управляют нашим государством бездушные люди, которые даже не то, что у них нет сожаления против этого народа. Это действительно геноцид и фашизм. Такое ощущение, они все время говорят, госпожа Гаврилица, что вся Европа подняла цены. Но вся Европа, правительство этих стран подняло и компенсации, и люди не ощущают этих увеличений цен. Позор, позор этому правительству, позор Майе Санду. Демиссия, арре, демиссия, арре. Демиссия! 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 У меня вострый овец, пенсии, де умия,
лей, да. Cei de la Anre au salarii de milioane. Voi cu milioane, noi murim de foame. 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 О достоинстве государства можно судить по тому, как оно относится к инвалидам, пенсионерам, к детям. Люди, которые всю жизнь проработали в сфере образования, медицины, экономики, которые поднимали страну из руин после войны, теперь находятся на грани вымирания. Я инвалид второй группы. 20 лет проработала в Тираспольском университете, потом в сфере журналистики. Я не буду бить себя в грудь, но моих 2080 лей не хватает на покрытие коммунальных услуг, которые превышают в 3 раза мою пенсию. Я уже не говорю о лечении, я уже не говорю о продуктах питания. Я не говорю о курсе лечения. Мой народ дружелюбный, трудолюбивый, открытый к общению. Он пережил черные времена. Чего греха таить? Были времена и репрессии, были времена депортации. Но никогда никто его не сумел поставить на колени. Неужели правительство Майи Санду сумеет это сделать? Когда-то. Жос гувернаре! Жос гувернаре! Жос Майя Санду! 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 Жос гувернаре! Жос гувернаре! Жос гувернаре! Жос гувернаре! Уважаемые друзья, они нам обещали достойной жизни нашим пенсионерам, инвалидам, простым людям, работягам. И смотря на это здание, мы понимаем, кому они обеспечивают достойную жизнь. Теплые кабинеты, комфортные условия, 40-тысячные зарплаты, забывая при этом о своих обещаниях. Андрей, еши цафары, вы аштептем! Демиссия Андре! Демиссия Андре! Демиссия Андре! Демиссия Андре! Демиссия Андре! Ну, не интересно, где же вы не врете, еши цафары? Еши цафары, вы салонили восы! Рушине! 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 Эта власть манипулирует общественным мнением. Они нам рассказывают, что газ подорожал во всем мире. Но, уважаемые правители, президент Сербии поехал лично, договорился с Российской Федерацией, и газ у них $230. Президент Венгрии, Словакии тоже вел прямые переговоры. Но что сделала Майя Санду? Она послала этого лакея, Спыну, с которым понятно, что не будут договариваться, который не умеет договариваться, не имеет опыта нужного. Поэтому сегодня Молдова платит, как самые, можно сказать, богатые страны, $650 в самой бедной стране. Это настоящий геноцид простого своего народа. Поэтому мы сегодня этой власти должны дать четкий сигнал. Она должна уйти в отставку. Они абсолютно некомпетентны. И с каждым днем к нам, чтобы приходили хорошие новости, нам приходят постоянно плохие новости. Подорожал бензин, подорожал хлеб, повышаются тарифы на газ, повышаются тарифы на электроэнергию. Сколько можно издеваться над народом? Долой Майя Санду! Долой Майя Санду! Долой Майя Санду! Долой Майя Санду! Долой Майя Санду!
Долой, Майя Санду! Долой, Майя Санду! Долой, Майя Санду! Представители председателя района, примар города Аргеева рассказал, что отопительный сезон в муниципе обходится дополнительно 5 миллионов. Я вам скажу, нашему Кишиневу дополнительно обходится это более 300 миллионов. И это все вешается позор! На плечи наших позор! Граждан. Позор! 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 А в это время у чиновников и у руководства Наре зарплаты миллионы! Бессовестные! Долой вас! Преступники! Бандиты! Жос, Андре! Жос, Андре! Жос, Андре! Жос, Андре! Dragii noștri, dumneavoastră vedeți că noi ne chinuim în Parlament.
Venim de fiecare dată. Încercăm să propunem proiectele de legi care să vă susțină în această perioadă grea de timp. Nimic nu este ascultat, nimic nu este auzit. Proiectele noastre de lege care vin din partea dumneavoastră nu sunt incluse pe ordinea de zi. Opoziția nu este auzită. Cei de la guvernare guvernează țara noastră singurii. Ei și să fie responsabili pentru toate consecințele, pentru acest genocid al poporului nostru. Demisia Maia Sandu, demisia guvern, demisia Andre, demisia toți incompetenți. Demisia! 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 Дорогие наши, сегодня мы от имени молдавского народа, от имени партии ШОР, нашего лидера Илона ШОРа и всей нашей команды говорим твердое «нет» этому правительству, которое довело нашу страну. Никогда такого не было. Ни одно министерство сегодня не справляется со своими задачами. Мы не остановимся, пока они не уйдут. И те, кто сейчас сидят в норе и даже не хотят выйти к людям, благодаря которым получают миллионные зарплаты, должны ответить за это, должны ответить по закону. Мы будем продолжать приходить ко всем зданиям столько, сколько нужно, пока Майя Санду, Гаврилица, Гросу и все их некомпетентное правительство не уйдет. И я бы даже сказала, что они обязаны покинуть нашу страну, потому что они ее опозорили и поставили на колени. Долой всех! Долой Майя Санду! 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 Демиссия! 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 Să mulțumim foarte mult încă o dată pentru responsabilitatea dumneavoastră. Îi mulțumim președintelui raionului Orhei, domnului Dinu Țurcanu, primarului orașului Orhei, domnului Pavel Derejanu, domnului Burcuci, consilier municipal Chișinău, care au venit și ne-au povestit ce se întâmplă în domeniul educației, pentru care era responsabilă Maia Sandu. Ea și acum vrea ca toate școlile și grădinițele să fie închise. Nu se gândește la viitorul poporului nostru și a copiilor noștri. Astăzi noi vă spunem la revedere, dar noi desigur că o să continuăm aceste proteste și aceste flashmoburi. Și cei care sunteți activi, bravo tuturor dumneavoastră! Doar așa o să putem să eliberăm țara noastră și trebuie să facem acest lucru. Este de datoria și responsabilitatea noastră. O să ajungem noi la victorie. O să vedeți că vom birui și ocupanții aceștia o să plece. Victorie! 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 Încă o dată vă mulțumim plecăciunile noastre pentru toți reprezentanți ai poporului care astăzi ați ieșit și o să fim activi în continuare. Vă mulțumim! Bravo, Marina! Bravo, Marina! Bravo, Marina! Спасибо вам. Да, вот это. Здравствуйте.